Salut! Bun venit pe canalul nostru de YouTube! Numele meu este Gino, iar astăzi vă voi prezenta telefonul Xiaomi Mi Mix, unul dintre primele telefoane cu un ecran fără margini. Acestea fiind spuse, haideți să trecem direct la unboxing! Telefoanele Xiaomi sunt deja cunoscute pentru raportul calitate-preț foarte bun, iar telefonul Mi Mix este la cu totul și cu totul alt nivel. Acestea fiind spuse, haideți să trecem la unboxing Telefonul vine într-o cutie mată, în care regăsim ce, o altă cutie, care este închisă de niște magneți și este foarte bine compartimentată. Mai ce deschidem, regăsim telefonul, care arată foarte bine, are o diagonală de 6,4 inci și are o carcasă ceramică. Este pentru prima dată când vedem așa ceva la un telefon. Deocamdată îl vom pune deoparte și haideți să ne uităm ce mai regăsim în cutie. În cutie găsim o husă, o husă foarte interesantă care este făcută din piele. Pe partea din spate regăsim o piele fină, mată, iar pe interior regăsim o piele întoarsă foarte catifelată care va proteja telefonul de zgârieturi. Și acum haideți să ne îndreptăm atenția asupra cutiuței cu accesorii, unde regăsim un cablu de încărcare și de transfer date USB Type-C. Iar în partea cealaltă a cutiei regăsim un încărcător ce va necesita un adaptor pentru a putea fi folosit la prizele europene. Mai departe, găsim și manualul de instrucțiuni, care are foarte convenabil atașată și cheia pentru sertarul cartelei SIM. Și acum haideți să ne îndreptăm atenția asupra lui Xiaomi Mi Mix, telefon care are o carcasă din ceramică, care este foarte glossy și care putem spune că este ca o oglindă sau un magnet de amprente. De ce nu? Pe partea din spate regăsim camera foto principală cu un senzor de 16 MP, blitzul LED, dual tone și senzorul de amprentă. Pe partea din față regăsim ecranul de 6,4 inci, iar pe partea laterală butonul de on-off împreună cu cele două butane de volum. Ecranul arată excelent și după cum puteți observa nu are margini. Sub ecran regăsim camera foto de 5 mp iar în partea de jos a telefonului regăsim grila pentru difuzor împreună cu conectorul USB Type-C. În partea superioară a telefonului regăsim două microfoane pentru compensarea zgomotului de fundal și mufa jack de 3,5 mm. Pe la care ne uităm atent, regăsim o fantă unde se află earpiece-ul. Pe partea laterală le găsim sertarul cartelei SIM și, în opinia mea, carcasa ceramică îi oferă telefonului un aspect deosebit. Telefonul Xiaomi Mi Mix rulează sistemul de operare Android 6.0 Marshmallow cu interfața MIUI aplicată peste. În testul sintetic AnTuTu am reușit să scoatem un scor destul de bun și anume 112.559 de puncte. De punct de vedere al specificațiilor, telefonul stă destul de bine, rulând pe un chipset Qualcomm Snapdragon 821, având un procesor Creo Quad-Core de 2.3 GHz și fiind ajutat de un accelerator grafic Adreno 530. Pentru un multitasking rapid, avem 4 GB memorie RAM, iar memoria interna a telefonului este de 128 GB, fără posibilitatea de a adăuga un card microSD pentru a extinde această memorie. În concluzie, telefonul Xiaomi Mi Mix iese în evidență prin marginile subține ale ecranului și spatele ceramic, pe care vă recomand să-l protejați folosind husa de piele inclusă în pachet, ce protejează telefonul și conferă eleganță. Acestea fiind spuse, noi o să ne oprim aici cu acest review. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să verificați descrierea pentru mai multe informații și link utile. Nu uitați să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja și noi ne vom revedea câte curând. O zic mai mult vă doresc, la revedere!